Salutare și bine v-am regăsit! Eu sunt Cosmin și astăzi vreau să vă prezint o bormașină de la Parkside. Ea este modelul PABS20LI-D5. Acesta este ambalajul cu care ea vine de fapt, așa o veți regăsi în magazine. Legat de bormașină, eu am utilizat-o weekendul trecut la demontarea unei scări de lemn în beciul pe care l-am construit cu ceva timp în urmă. Clipul îl veți regăsi aici. Dar haideți să ne uităm puțin la specificațiile cu care vine această bormașină cu acumulator de la Parkside, modelul PABS20LI-D5. Vine cu o garanție de 3 ani în baza bonului de la casa de marcat, pe care vă recomand să-l păstrați într-o coală de hârtie sau într-un plic de hârtie. Asta în cazul în care nu aveți aplicația de la Lidl să vă păstrați bonul online. Acumulatorii sunt litiu-ion. Modelul PABS20LI-D5, ea vine cu un set de accesorii pe care o să vi-l arăt imediat. Vine cu două baterii litiu-ion de 20V 2A, are 25 de trepte de torsiune și o treaptă de găurire. Puterea maximă este de 40 de Nm. Vine cu două trepte de viteză, prima treaptă de viteză este încadrată în intervalul 0-400 rotații pe minut, iar cea de-a doua treaptă între 0 și 1400 de rotații pe minut. La fel, vine cu o mandrină de 13 mm, are acel mecanism de blocare automată în cazul în care o forțăm la anumite acțiuni la care noi o folosim de fapt. Poate să găulească până la 30 mm în lemn și până la 13 mm în oțel sau metal. Bateriile se încarcă de la 0 la 100% în 60 de minute. Haideți să o desfacem să vedem ce regăsim în această cutie. Este foarte simplu de scos din această cutie, nu trebuie să tăiem nimic. Practic vom prinde cutia și o vom scoate cam așa. În partea superioară a cutiei regăsim accesoriile de care aceasta vine însoțită. Haideți să și desfacem acest capac și să vedem ce avem exact aici. Acest plastic este destul de șubreț și dacă nu veți avea grijă cu el, o să-l spargeți foarte ușor. Este casant din punctul meu de vedere. Avem și o inscripție aici, Parkside, pe acest căpăcel. Avem două seturi de biți și un prelungitor, burghie de metal de la 1,52, 2,53, 3,54, 4,55, 5,56 și 6,5. La fel, un set de burghie pentru lemn de la 4 la 10, un cutter, mine, un creion, un set de chei tubulare de la 6 la 13 mm, o freză pentru a îngropa șuruburile în lemn, un creion de trasat pe metal, o ruletă și încă două seturi de biți lungi, PZ-uri, T-uri, SL-uri și așa mai departe. Cam asta regăsiți într-o sa de accesorii cu care această bormașină vine însoțită. Inclusiv pe mânerul cutiei regăsim inscripția Parkside. Este un mâner roșu, are două cleme de metal, dar hai să o desfacem să vedem ce regăsim în interiorul acesteia. Se desfac foarte simplu aceste balamale. Și acum foarte mare grijă în momentul în care veți da peste cap carcasa, pentru că există posibilitatea să se rupă din cauza greutății care vine această trusă de accesorii. Pe capacul carcasei regăsim o cărticică cu instrucțiuni, nu știu cine o va citi, dar după cum știm, la toate produsele regăsim aceste manuale de instrucțiuni. După cum vă spuneam, vine cu doi acumulatori de 20V 2A, ce dezvoltă o putere de până la 40W/h, un încărcător, celebrul încărcător de la Parkside, celălalt acumulator este deja montat pe bormașină. Hai să o scoatem din cutie, să dăm cutia la o parte și să vorbim puțin despre această bormașină. Bormașina a venit cu acumulatorul încărcat 100%, regăsim inscripția Parkside pe centrul bormașinii. Pe partea cealaltă a bormașinii regăsim detalii legate de model, diametrul maxim de găurire, certificatele și așa mai departe. La fel, vine cu această agățătoare pentru curea
în partea din stânga a bormașinii pentru a fi foarte ușor de agățat la pantalon. Ca grip se prinde foarte bine mână, la apăsarea trăgaciului, după câte vedeți, se aprinde acest LED în partea de jos a mânerului la îmbinarea cu acumulatorul. Mandrina este metalică, la fel și acest schimbător de viteze, inserții de silicon pe aproximativ toate părțile bormașinii, inclusiv pe laterală din stânga și dreapta. După cum bine știm, cam la toate bormașinile, acumulatorul are un mic joc. Se poate vedea și auzi acest joc. Trăgaciul funcționează foarte bine, are și variator de turație pe trăgaci. Butonul de reglare al sensului nu are un joc foarte mare, stă foarte bine aici. Are magnet și pe partea stângă și pe partea dreaptă pentru a-ți așeza un bit atunci când ai nevoie de el. La fel, butonul de drepte merge foarte bine și e foarte robust. Se și aude. Trăgaciul vine cu variator de turație. Haideți să vedem cum pleacă. Asta a fost pe treapta 1, iar pe treapta 2 un lucru ciudat care mi s-a părut la această bormașină, fiind cu perii, face o scânteie foarte mare. Nu știu dacă e normal sau nu e normal, dar se poate observa că de fiecare dată când apreci trăgaciul, scânteia este acolo. Pentru prima dată mutăm pe treapta 2 și vedem dacă duce șuruburile de la 5 până la 14 cm în acest lemn de brad. L-a băgat cu totul. 6 cm. L-a dus până la capăt. 7 cm. L-a dus fără probleme și pe cel de 7 cm. Mergem cu cel de 8 cm acum. L-a dus și pe cel de 8 cm până la capăt. Acum pe cel de 10 cm nu am să-l bag așa pentru că voi găuri masa. Pe cel de 10 cm o să încercăm să-l băgăm în partea de sus, dar ne va trebui un PZ de 3. L-a dus fără probleme până la capăt. Hai să vedem dacă îl și scoate pe treapta 2. Fără probleme. Haideți să încercăm cu acesta de 12 cm să vedem dacă intră. Îl duce și pe treapta 2. Mie e foarte greu să manevrez și această bucată de căprior și bormașina. Hai să o scoatem acum. Fără probleme l-a scos și pe cel de 12. Haideți să mai încercăm și pe cel de 14, undeva pe aici. L-a dus fără probleme și pe cel de 14 cm. Singurul lucru care s-a întâmplat acum când am băgat acest șurub de 14 cm, mașina s-a cam încins, miroase puțin ciudat. Haideți să-l scoatem să vedem dacă reușește.
Acum că am terminat și testul, să vă spun dacă merită sau nu achiziția acestei bormașini cu acumulator de la Parkside. Valoarea de achiziție a acestei bormașini este de 400 de lei. Dat fiind faptul că un acumulator plus încărcător valorează 120 de lei, așa sunt pachetele create de Lidl, noi va trebui să cumpărăm 2, că așa vine bormașina, ar însemna 240 de lei. Din cei 400 de lei pe acest set, bormașina ar rezulta că valorează 160 de lei, dar dacă stăm și să ne gândim și la setul de accesorii cu care acesta vine în pachet, mai scadem, nu știu, 60 de lei. Această bormașină, fără acumulatori, fără set de accesorii, valorează numai 100 de lei. Vă las pe voi să-mi scrieți în comentarii dacă merită sau nu acești bani bormașina pe care tocmai v-am prezentat-o în clipul de astăzi. Dați un like acestui clip dacă v-a plăcut. Scrieți-mi în comentarii părerile voastre. Dacă nu v-ați abonat încă, nu uitați să o faceți. Până data viitoare, eu am fost Cosmin și numai bine!